Pisi, pisi! Ce faci, mă? Te duci la altura cu roaba? Ai la un parizer, pisi! Hai, mă, să dăm aici un parizer cu două roșii! Știi ce zic? Hai să semnăm un contract aici, pe ziar! Ce porci sunteți! Lăbarilor. Băi, de unde ești tu că am dat eu mă la bă înainte să vin aici, mă, ia-o tot pe asta, mă spionează. Fetelor, gata. E timpul pentru o schimbare. Până aici le-a fost. M-am săturat de toți bărbații ăștia, toți porcii ăștia care ne tratează ca pe niște bucăți de carne. Nu mai suport, nu e normal. Trebuie să facem ceva, trebuie să schimbăm asta. Merg eu. Vă reprezint. Bună, bă, brăză. Ups, mi-a căzut pixul. Nu ajung. Ce să fac? Ajutor. Băieți, ajutor. Mă ajută cineva? Pe bune, frate? Pe ăla lui era și la mine nimic? Azi, mă, fetițo. Pe cu poșeta aia colorată, la ținut asta elegantă, crezi că te fluieră pe tine vreodată, mă? Poftim? Păi botinele alea nu merge pe la rochea asta, da? La rochea asta merge ceva, stiletto. Stiletto? Da? Ce, mă? Ajutor! Ajutor, mă agresează! Pleacă, dă-te de pe mine cu ridurile alea de expresie, firar, să fie de treabă. Păi bune, dar ce e în regulă cu mine? Păi de unde să încep? În primul rând, picioarele astea, da? Sunt mai albe ca brânza pe care am mâncat-o. Vorbeai serios? Uite și la solar de 2-3 ori pe săptămână, că nu mori. Fata mea, uite-te la firele aia despicate, te uiți, ha? Poți tu un tratament cu keratină, cu nucă de cocos, ulei de nucă de cocos, găsești de acum acelea. Găsești cocos peste tot în cupaci, mă, tu ai nebunit. Ce? Pe bune? Și picioarele astea, zice, aspre par. Mai ai 12 ani să te faci cu lama? Fă-te și tu cu ceara frumos, ca o femeie adevărată, ce ești? Ia uite cuticulele alea, mamă, ce i-ai văzut cuticulele, bă? Alea, i-ai văzut, bă, cuticulele? Uite, uite, uite. Mi s-a făcut scârbă, mi-e greață, nu mai pot să mănânc. Pleacă cu cuticulele de aici, Doamne ferește. Du-te, hai, pleacă. Hai de capul tău. Bă, femeile astea, frate, frumusețea vine din interior, bă, frumusețea e din atitudine, bă. De capul tău. Jeane, dai-mă și tu o vodcă. Hai, mă, că dau.